Grupul de comunicare strategică informează că până astăzi pe teritoriul României au fost confirmate 5467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate vindecate și externate. 43 din totalul celor care s-au îmbolnăvit sunt din Maramureș. Datele oficiale arată că rămânem cu același număr care a fost înregistrat ieri. La fel este și în cazul persoanelor care s-au vindecat, 7. În ceea ce privește modul în care maramureșenii se conformează sau nu măsurilor impuse, trebuie să spunem că angajații din structurile MAI și MAPN au verificat peste 1400 de persoane cu privire la respectarea măsurii de de izolare la domiciliu, s-au aplicat 168 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 303.000 de lei. Pe perioada executării misiunilor au fost depistați și sancționați contravențional 150 de maramureșeni care nu au respectat interzicerea deplasării în afara locuinței sau gospodăriei. În județul maramure sunt 41 de locații de carantinare, în izolare la domiciliu sunt 1907 persoane, statistică ce include și membrii de familie. În carantină sunt 943 de persoane venite din state situate în zona roșie de risc.